Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM, pe frecvențele radio și pe Facebook. Într-o zi în care are toate șansele să înceapă resetarea viitorului geopolitic. Și în această seară, invitatul meu... Nu are nevoie, cred, nici de nicio prezentare pentru ascultătorii Europa FM. Este Moise Curan. Bună seara! Bună seara! Bine ai revenit în studioul Europa FM în Piața Victoriei. Așadar, astăzi, la împlinirea fix a unei luni de la începutul invaziei rusești în Ucraina, la Bruxelles a avut loc și are în continuare loc o adevărată demonstrație de forță. Asta îi spunem lumii civilizate, summitul celor mai puternice forțe militare a lumii NATO, reuniunea G7, care reunește o imensă forță economică mondială, și Consiliul European, care înseamnă Europa Unită. Toți aceștia despre Ucraina, toți aceștia în fața lui Putin. Deocamdată știm doar deciziile NATO și am să le amintesc pe scurt. Sprijin suplimentar pentru Ucraina în sisteme aeriene, antitank și drone. Secretarul general Stoltenberg a refuzat să detalieze. Ajutor financiar și umanitar împotriva atacurilor cyber și, extrem de îngrijorător, apărare împotriva atacurilor chimice și biologice. Apoi, întărirea apărării NATO de la Baltică la Marea Neagră cu încă 4 batalioane, în total vor fi 8, resetarea posturii de apărare și descurajarea NATO, care va fi detaliată la summitul de la Madrid, susținere împreună cu UE a partenerilor la risc, între care Stoltenberg a menționat Georgia și Bosnia-Herțegovina, nu Republica Moldova. NATO a cerut Chinei să se abțină de la susținerea economică și militară a efortului de război al Rusiei. O mare grijă pentru neescaladare și pentru a nu transforma războiul într-unul global, și în acest context a fost refuzată explicit propunerea de a trimite o forță terestră NATO de menținere a păcii. Și, nu în ultimul rând, problema dependenței față de Rusia, care se discută intens și în cadrul G7 și în cadrul Consiliului European. Moise Guran, este suficient acest ajutor pentru Ucraina din partea NATO și poate fi el eficient pentru scurtarea războiului? Nu știm concret în ce constă. Domnul Stoltenberg a spus că nu poate intra în detalii în privința armamentului livrat. Să sperăm că da. Să sperăm că da. Dar suficient pentru ce? Suficient pentru a scurta războiul, pentru a-l opri până la urmă. Deocamdată vorbim de scurtare. E foarte complicată această discuție. Ce înseamnă scurtarea războiului? Să rămână rușii acolo? Ei au cucerit partea de sud a Ucrainei, sunt lângă, iar în nord sunt lângă Kiev. Au ieșit și din Donbasul pe vechiul, cum era pe amplasamentul, mă rog, o treime din Donbas, cât aveau republicile alea separatiste. E destul de complicat în momentul de față să formulezi măcar o cerere concretă de încetarea războiului, alta decât retragerea rușilor din Ucraina. Ori partea Rusiei nu se pune problema așa, sub nicio formă. Ei nu pun problema așa. De aia spun că e foarte complicat. Când te-am întrebat dacă este suficient și dacă este eficient, dacă e suficient și eficient, mă refeream la acele opinii, unele chiar avizate, care spun că NATO ar trebui să depășească, să intre într-o nouă logică, să depășească logica strict defensivă și să intre terestru în Ucraina sau măcar să asigure acea zonă de no-fly deasupra Ucrainei. Și uite, de exemplu, ți-l citesc pe Bill Browder, probabil cel mai important investitor străin din Rusia până în 2005, care spunea pentru Spot Media despre ideea asta că Putin ar intra în război cu noi: ei bine, oricum va intra în război împotriva noastră. Ar trebui să nu ne mai purtăm cu mănuși, să nu mai batem câmpii și să impunem o zonă de no-fly deasupra Ucrainei. Hai să vorbim despre al treilea război mondial, asta e discuția acum. Hai să vedem cum va arăta sfârșitul omenirii într-un război nuclear. Nu, trebuie, nu, sub nicio formă, nu. Acest risc de război nuclear trebuie gestionat cu mare atenție. Iar ceea ce fac aliații și SUA, în special SUA, în aceste zile, este exact gestionarea riscului unui al treilea război mondial sau unui război între NATO și Rusia, care în mod inevitabil ar ajunge un război nuclear total.
Nu se pune problema de așa ceva. Nimeni nu poate să-și dorească așa ceva. Și atunci, da, trebuie atent, atent urmăriți fiecare pas. Să mă las să dau un răspuns mai lung de data asta. Te rog. Pentru că omul are dreptate dintr-un punct de vedere. Rusia n-a ajuns peste noapte să invadeze Ucraina. Da? Întâi a invadat Georgia, după care a invadat Crimea, după care a escaladat în Siria, inclusiv prin, mă rog, arme chimice, sau faptul că l-a susținut pe Assad să folosească arme chimice. Asta este Rusia. Treptat, 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 devine din ce în ce mai agresivă, câștigă în felul ăsta. Rusia negociază sub teroare. Și folosirea retoricii ăsteia nucleare în aceste zile reprezintă modul Rusiei de a face pași înainte, de a negocia sub teroarea pe care o impune. Și da, cineva trebuie să-i spună stop. Acest lucru deja s-a întâmplat. Cineva i-a spus Rusiei stop într-un alt fel decât i-a spus Barack Obama în 2015, când au folosit prima dată Assad arme chimice, cred că atunci a fost prima linie roșie, sau într-un alt mod decât i-au spus Merkel și Sarkozy după invadarea... Sarkozy era, nu mai știu, mă rog, ce... Invadarea Crimeei. Da. Prin acordurile de la Minsk, nu mai era Sarkozy. Era Holland. În care, practic, au pus în genunchi Ucraina ca să nu atace Rusia restul lumii. Deci până acum lumea a tot dat înapoi în fața Rusiei. Exact despre asta e vorba. Bun, acum Rusia amenință, în mod evident, o spune NATO, nu mai spun jurnaliști, amenință, de fapt, cu un război total, cu NATO, cu folosirea armelor nucleare. Cineva trebuie să pregătească o reacție de răspuns și sunt convins că NATO asta a făcut inclusiv astăzi acolo. Cred că asta s-a discutat, asta spun jurnaliștii americani. Asta înseamnă resetarea, pentru că se vorbește despre o resetare a poziției defensive. Nu, ajungem și acolo. Acum vorbesc strict de ce va face NATO în situația în care Rusia merge și mai departe cu distrugerea Ucrainei. Atenție! Nu cu provocarea unui stat NATO sau cu atacul asupra unui stat NATO, situație în care lucrurile sunt foarte clare. Atunci va fi al treilea război mondial, care va fi unul nuclear. Ok? Acum se pune problema ce va face NATO dacă Rusia merge și mai departe, pentru că Putin nu mai știe cum să iasă de acolo cu coada sus, merge și mai departe. Are coada foarte flăștită, ca să zic așa, și trebuie în continuare să rămână el marele puternic al acestei zone. Și judecând după retorica oficialilor ruși, după faptul că tot zic de laboratoarele alea biologice pe care le-ar finanța americanii și cum a spus domnul Stoltenberg, ăsta este în mod evident un pretext pe care și îl creează pentru a folosi el însuși și arme chimice și biologice. Putin, arme de distrugere în masă, și atunci ne temem de această, sau mă rog, suntem pregătiți, ne pregătim pentru această situație în care Rusia folosește așa ceva. Asta este una. Ce va face NATO, deci pe termen scurt, într-o astfel de situație? Eu sunt convins că ei sunt pregătiți, pentru că americanii s-au dovedit pregătiți pentru toată această situație. Au anticipat pas cu pas, inclusiv prin pregătirea ucrainenilor, și din punct de vedere tactic, și din punct de vedere logistic, pentru acest tip de război. Ucraina n-ar fi putut face față singură în fața Rusiei. Asta în mod evident. Bun, îmi spui că sunt pregătiți. Bun. Ce înseamnă asta? Că dacă se va trece linia roșie a armelor chimice și biologice, nu mai vorbesc de un atac militar, atunci va fi momentul în care NATO va acționa? Nu sau știu nici cum. Atunci? Nu știu cum, dar sunt convins că da, NATO va acționa cumva atunci. Nu știu deci dacă... asta o vezi ca pe linia roșie. Momentul în care se va trece la alt level de către Rusia însăși. N-a fost, Putin însuși. Încă nu a fost ca atare trasată, ca linie roșie. Avem declarația de ieri și de astăzi a domnului Stoltenberg, care a spus că în cazul în care se va ajunge acolo, războiul se va pune, va intra în cu totul și cu totul alți termeni. Nu mai știu exact citatul, pot să mă uit în aplicație dacă vrei să-ți spun. Deci da, omul a sugerat o linie roșie, n-a spus-o explicit, dar sunt convins că după aceste summituri s-ar putea să avem și acest tip de linie roșie. Ori în momentul în care Occidentul trasează o linie roșie, spre deosebire de data trecută, va trebui să și facă ceva în cazul în care Rusia pentru că o va depăși. Probabil de asta, că o va depăși. Acum, am să fiu avocatul diavolului și aș vrea să fiu înțeleasă ca atare. Și eu sunt
îți împărtășesc punctul de vedere că nu ne putem duce spre al treilea război mondial. Dar sunt foarte mulți oameni care spun, ok, e foarte simplu pentru noi să stăm în fața microfoanelor, în fața televizoarelor, să ne oripilăm de tragedia din și criza umanitară absolut inimaginabilă și pe care încă nici nu avem ca dimensiune totală, care se petrece în Ucraina. Noi nu știm încă ce se întâmplă acolo cu adevărat. În orașele asediate, înțelegem că sunt imagini apocaliptice pe străzi, oameni care mor deshidratați, mor de foame, cadavre care nu sunt îngropate, în fine. Deci e simplu ca lucrurile astea să le tratezi rațional, de la distanță, dar pe de altă parte te poți întreba cât mai poate rezista Ucraina în condițiile astea. Pentru că este singură, bun, primește armament, dar oamenii din Ucraina cât mai pot rezista în asemenea condiții? Nu am răspunsul la această întrebare și nu știu cine are răspunsul la această întrebare. Eu îți răspund la întrebarea anterioară și spun așa, că NATO și SUA trebuie să gestioneze câteva lucruri. Unul și cel mai important este acesta, riscul escaladării conflictului într-unul de nivel mondial și nuclear. Ăsta, sub nicio formă, nu trebuie să se întâmple, pentru că ăsta înseamnă risc de dispariție a speciei umane. Până acolo merge riscul ăsta. Doi, riscul ca Rusia să înfrângă Ucraina și să o ocupe, eventual. Acest risc este adresat prin alte mijloace, respectiv prin susținerea materială și cu armament a Ucrainei, cu probabil operațiunile legate de informații, de prezența trupelor și așa mai departe, ceea ce poate furniza și probabil că o face foarte bine deja NATO. Și în al treilea rând, riscul ca Rusia să își revină după acest șoc militar pe care Rusia îl înregistrează în momentul de față, făcându-se de râs efectiv cu marea ei armată în Ucraina. Rusia trebuie să nu mai poată să-și reconstruiască armata, nu trebuie să mai aibă resurse să amenințe restul lumii. Și așa, ceea ce vedem acum este exact răspunsul la aceste trei riscuri pe care liderii lumii, respectiv liderii NATO și G7 și liderii UE, le adresează cu măsuri economice pentru al treilea dintre riscuri și cu măsuri militare pentru celelalte două pe care le-ai citit tu exact din declarația lui Stoltenberg. Bun, dar ne aflăm în fața unui om, după cum spuneai tu, Putin, un om care se face de râs într-un anumit, își face țara de râs, a cărei legendă se face țândări, care este în pericolul, n-aș spune încă iminența, dar aș spune în pericolul să piardă războiul din Ucraina, ceea ce ar distruge și imaginea lui internă de țari invincibili, care, nu-i așa, restaurează locul meritat al Maicii Rusii. Ori un om disperat și încolțit cum este Vladimir Putin, oare are nevoie de o intervenție a NATO pentru a trece la acțiune, la atacul nuclear? Și mă gândesc aici la două lucruri. Dimitri Peskov îi spunea Cristiana Mampur faptul că dacă ne vom simți o amenințare existențială, am putea recurge la arme nucleare. Așa scrie în doctrina lor, de altfel. Da. Iar astăzi, vorbeam chiar înainte de emisiune, a venit informația cum că în Rusia se vehiculează, este deja vehiculată de cercul lui Putin, faptul că sunt într-o amenințare existențială. Da, a făcut declarație un fost ministru al culturii, care acum este unul dintre... Exact, deci are nevoie Putin de neapărat... Nu, a făcut o declarație, nu s-a vehiculat o informație. Este modul lor de a face teroare, ce spuneam mai devreme. Deci ei știu că noi, presa, vom face această corelație imediat între declarația de ieri și declarația de astăzi și asta a fost făcută într-o reuniune pe acolo, nici nu știu dacă chiar a fost făcută sau a fost făcută din pix de agenția RIA Novosti, că e agenția lor de casă, e o agenție de propagandă. Dar n-ai cum să o ignori. Ea a fost dată ca să sperie occidentalii care se strângeau la Bruxelles. Deci aceste lucruri au legătură între ele. Este modul Rusiei de a teroriza. E un semn, pe de o parte, poate fi un semn că vrea să negocieze ceva. Pentru că așa negociază ei. Așa negociază. Pe de altă parte, te uiți așa, bătăușul cartierului îi cară pumni cât poate unuia mai mic decât el, care rezistă săracul eroic, iar tot cartierul stă și se uită și zice, auleu, dar ăla are și un pistol în buzunar. Nu ne luăm de el, că dacă scoate și pistolul. Da. Nu asta e imaginea pe care o oferă acum NATO. Ba da, e corect ceea ce spui. Nu asta este? Deci unul mic încasează pumnie, mai abia își trage sufletul și toată lumea stă și ce, să nu scoată la pistolul, auleu. Da. Ai dreptate, așa e. Așa stau lucrurile. Intrat în jocul de teroare a lui Putin, într-un fel, nu? Nu, pentru că el și-a depășit jocul de teroare în momentul în care a invadat Ucraina.
dacă rămânea la teroare pentru a obține ceva prin negociere, aia era. Mă refer la teroarea nucleară. Nu. Mai de, păi a ridicat miza mai departe. Și asta arată că nu mai are cu ce anume să amenințe. Eu, vezi, e o situație în care aproape că nu poate fi analizată. Asta înseamnă război. Mai știi tu discuția noastră de dinainte de război, cu două zile? Da, cu două zile am făcut un interviu pentru Spot Media. Așa, și ți-am spus că dacă începe războiul, tot ce am vorbit până atunci nu mai e valabil. Pentru că războiul aduce atât de multe puncte de impredictibilitate, așa, încât cine s-apucă să facă analize pe termen lung, pur și simplu bate câmpii. Nu știm ce urmează, ăsta este adevărul și nu numai în domeniul acesta. Chiar și în economie e foarte greu de spus ce va urma cu toate astea care se întâmplă în fiecare zi. De-aia sunt mai importante știrile decât comentariile. Sunt importante și comentariile pentru că oamenii, este o perioadă de mare derută și de mare panică. Da. Și de mare hate, care se vede mai ales pe Facebook, pentru că nu e așa, acolo se manifestă cel mai mult sentimentele. Și eu cred că este important să și înțelegem lucruri. A fost anunțat astăzi un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei. S-ar putea să fie anunțat încă un set după Consiliul European. Deocamdată nu știm acest lucru. Am întrebat mai înainte cât mai poate rezista Ucraina. Întrebarea este și cât mai poate rezista și Rusia în aceste condiții, economic. Depinde ce înțelegi prin a rezista. Rusia este o țară cu resurse din punct de vedere al rezistenței minimaliste. Rusia este o țară agricolă. Rusia își face mâncare. Nu se pune problemă ca Rusia să moară de foame. Că nu mai are acces la tehnologie, asta e adevărat. S-ar putea să nu mai aibă cu ce să-și facă rachete. S-ar putea să nu-și mai poată plăti pensii și salarii. S-ar putea să aibă cu ce să-și plătească pensii și salarii cu ruble. Cu ruble. Care... face banca centrală ruble câte vrei tu. Mașina țipanița de bani, sigur, perfect. Da. Și o să dai un milion de ruble pe o pâine? Da, asta e următoarea întrebare. Cu câte ruble cumperi câte pâini? Nu neapărat. Sunt măsuri pe care Rusia probabil că le va lua întorcându-se la o formă de quasi-comunism. Pot îngheța prețuri și salarii, de exemplu, astfel încât să nu să facă rubla nu știu cât. Dar asta înseamnă separarea de economia mondială, lucru care deja se întâmplă. Acolo miza e un pic alta. Eu dau mare atenție dezbaterilor de pe rețeaua aia de haterale de care ziceai tu, Facebook, dar nu numai de acolo, referitor la companiile care se retrag din Rusia. Știi, a fost cazul recent al Renault, care a zis, da. Păi ce facem noi acum, că am băgat 5 miliarde în fabrici, uite așa, și cum, ce se întâmplă cu banii ăia? Ia, mai stăm aici cu capul între urechi să vedem ce se întâmplă. Bănuiala mea e că toate companiile care n-au zis că se retrag din Rusia așteaptă să cadă Putin. Așteaptă să cadă Putin și o altă guvernare acolo să ajungă la o formă de înțeles cumva cu Occidentul în care ei să nu piardă toți banii. Lucrurile sunt destul de complicate. Acolo sunt și bănci cu expunere foarte mare. Care sunt băncile cu cea mai mare expunere pe Rusia? Nu spun. Caută-le singură dacă vrei, eu nu le spun. Așa, sunt și bănci de la noi. Dar asta nu înseamnă neapărat că vor fi afectate bănci de la noi. Însă există riscuri sistemice în momentul în care rămâi fără nimic de acolo. Pentru că ce se poate întâmpla mai departe? Probabil că Putin o să confiște fabricile alea. El a spus la un moment dat, acum vreo o săptămână sau două, ăștia dacă nu mai vor să muncească, ia să dăm noi fabricile cui o vrea să muncească în ele. Ce semnifică? Pentru că, mai departe, luăm cazul Renault. În momentul în care Renault a închis fabrica de la Moscova, niște mii de oameni au rămas fără joburi. Astea sunt niște crize sociale. Asta e o bombă socială pe care domnul Putin stă. Ce o să facă? Să ia pe toți în armata rusă și să-i trimite în Ucraina? Numai plecarea McDonald's a lăsat încă nu fără lefuri, pentru că au promis că le mai plătesc 3 luni lefurile. McDonald's, 70.000 din ce mi-aduc aminte, au rămas, încă sunt, să zicem, într-un șomaj tehnic, pentru că McDonald's le mai plătește lefurile. Dar asta va înceta, înțeleg, în următoarele 2 luni. Asta trebuie să se întâmple. Asta va fi o bombă socială. Asta trebuie să se întâmple. Da. Ăsta este modul prin care restul lumii
se poate apăra în mod eficient, chiar mai eficient decât alea patru batalioane NATO care vor fi trimise în România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de amenințarea rusă. Această amenințare rusă trebuie să înceteze odată pentru totdeauna. Și nu se poate face altfel decât prin separarea totală a Rusiei, a economiei Rusiei, de restul lumii. Pe de altă parte, există o problemă care încă nu are răspuns, despre care se discută, dar care nu are răspuns. Ea se numește dependența de energie. Cum să n-aibă față răspuns? Deocamdată nu poți o tai. Nu poți să tai complet robinetul. Nu poți să tai de astăzi pe mâine. De astăzi pe mâine, exact. Da, dar ea alimentează. Există un counter, există un site care măsoară în timp real câți bani încasează Rusia, din petrol și gaz mai ales, din Occident, în toată această perioadă. Banii care unde se duc? În bună măsură, în mașinăria de război, nu? Care și ea costă enorm. Bun, hai să explicăm puțin. Într-adevăr, deci, ca să înțeleagă toată lumea, inclusiv cei care susțin în mod radical, s-ar putea să mă număr și eu printre ei, încă nu m-am hotărât, ruperea Rusiei de restul lumii, din toate punctele de vedere. În momentul în care ai niște rafinării care merg pe o pondere, pe mixul ăla de țiței preponderent ural, alea nu mai poate să funcționeze cu alte tipuri de țiței. Chiar dacă, deci, pur și simplu închizi rafinăria aia. De aia au fost companii care au zis, companii occidentale, care au zis, suntem nevoiți să cumpărăm țiței rusesc și vom dona tot profitul pe care îl facem din vânzarea de carburant, îl vom dona pentru Ucraina. Pentru că altfel erau nevoite să închidă efectiv stațiile de benzină, că nu mai aveau de unde să ia benzină și să o vândă acolo. De asemenea, este o situație la limită din punctul ăsta de vedere, mai ales în vestul Europei, nu la noi, în care se pune problema dacă n-or să rămână, nu știu, fără energie electrică, de exemplu, în Germania. Sau în Franța, unde mi se pare că se suprapune acum și o mare revizie pe niște centrale nucleare. Mă rog, în Franța mai puțin. Da. Și atunci, aceste soluții care se caută, și mie mi se pare că pachetul cu care a venit Comisia Europeană e cel mai bun care se poate, deși cred că se poate și ceva mai bun, o să spun imediat, este exact asta. Reducerea cu două treimi a gazelor, a achizițiilor de gaze rusești până la sfârșitul anului, astfel încât să dai posibilitatea, în primul rând, a întinderii unor conducte printre Spania și Franța, între Bulgaria și Grecia. Asta... Avem și noi chestia cu interconectarea. Așa, așa, așa. Gazele și modernizarea unor terminale pentru gaze lichefiate, astfel încât două treimi, știi cât înseamnă? Înseamnă cam 20% din bugetul Federației Ruse, care 40% okay. din el stă pe veniturile din petrol și gaze. În momentul în care Europa taie două treimi, e imens, doar cu atât și nu va mai putea plăti pensiile și salariile. O să plătească, ți-am spus, cu multe, multe ruble, că n-are ce să facă. O să facă ceva în acest sens. Rusia nu va muri din cauza asta, dar o să aibă foarte mulți bani, foarte, foarte mulți bani, respectiv ruble, cu valoare din ce în ce mai mică. În fine, pe de altă parte, eu mă aștept ca la pachetul ăsta suplimentar să vină totuși și cu niște interdicții pentru țiței rusesc. Mă gândesc că e posibil totuși ca după aceste summituri din săptămâna asta, dar s-ar putea să greșesc, adică recunosc că e mai mult speranță decât analiză în asta, să vină totuși aceste mari puteri occidentale, sau occidentul, cum se zice, că facem și noi parte din Occident, dar nu suntem mare putere. Dar raport cu Rusia, așa. Ne mă cer. Da, și să vină cu un pachet în care să pună o interdicție pe țiței rusesc, dar nu imediat. Până la un termen de, nu știu, câteva luni, să spunem. Astfel încât să dea posibilitatea unor retehnologizări, unor reașezări de contracte, de achiziție. Pentru că în momentul în care, vezi, lumea asta e precum mai multe vase comunicante. Ok, Rusia nu o să mai vândă țiței în Europa. O să încerce să-l vândă în altă parte. O să-l vândă în China, să spunem. Dau un exemplu, da? Atunci China nu o să mai cumpere din altă parte țiței, ceea ce s-ar putea să mărească disponibilitatea pentru restul așa. Lumii. Bun. Evident. Da. Asta oricum pune Rusia într-o situație destul de proastă, pentru că nu mai e un vânzător și mulți cumpărători. Mai rămâne un vânzător și un cumpărător. Tot din aceeași logică, Comisia Europeană a anunțat că intenționează să negocieze pachet tot ce înseamnă achiziție de gaze. Nu numai de la ruși,
acolo se reduc, da? Astfel încât economiile europene să nu mai intre în competiție pentru gazele rusești sau pentru gazele din altă parte. Asta e o măsură foarte importantă. Noi, în România, plătim gazele mult mai scump decât în Ungaria. Noi subvenționăm, practic, prețul ungurilor, nu? Rușii își permis să le dea lor mai ieftin, pentru că iau mai mult de la români. Iată, prietenia Orban-Putin. E plătită cu banii noștri, pentru că noi plătim gaze mai scumpe rușilor decât ungurii, nu? Și mai și vin pe la ei gazele. Dar astfel de lucruri trebuie să înceteze. Și deja pozițiile se vor fi schimbat foarte mult. Pe termen mai degrabă mediu. Mai degrabă mediu. Însemnând asta dincolo de finalul, dincolo de a doua parte a acestui an și în anii următori. Și aici intrăm și în logica celor anunțate astăzi după summitul NATO. Acolo, cum spuneai, sigur, ai sesizat foarte bine, ca de obicei. Acolo este o reașezare a filozofiei NATO. Practic, NATO sau americanii care au venit în Germania în momentul în care exista pericolul ca Uniunea Sovietică să atace Germania, își repoziționează forțele, dar nu doar americane, în Polonia, România, Baltice, da? Bulgaria, astfel, pentru că există acum pericolul pe termen lung. Se recunoaște oficial că Rusia este un pericol, ceea ce ani de zile s-a încercat o eludare a acestui pericol. La nivel politic. La nivel politic, da, sigur. La nivel... N-am spus-o pentru că gaze... Și Putin a creat o plasă, a țesut o plasă în timp. Gaze ieftine, gazele, și numai gaze ieftine, mai ales pentru marile puteri, contracte pe termen lung, a sporit dependența, el a crescut încet, încet această, a țesut încet, încet această plasă de pânză. Și a stricat-o într-o zi, de 24 februarie. A stricat-o într-o zi, a calculat-o prost și marele paradox, spuneai mai devreme de faptul că se vor fi pachete comune, nu vor mai fi gaze diferențiate, se caută soluții comune. Marele paradox este că Putin a reușit un lucru pe care nici nu-l puteam spera, mai ales după era Trump. Și anume, o coalizare extraordinară și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene. Demonstrația de forță de astăzi de la Bruxelles, cele trei summituri succesive, este impresionantă. Este și sper să rămână așa. N-aș zice încă hop. Crezi că este un mesaj... Revenim de ce n-ai zice hop, dar nu vreau să trecem peste subiectul ăsta. Crezi că este această demonstrație de forță a lumii civilizate? N-aș spune democratice, că e și sultanul acolo. Deci această demonstrație a lumii civilizate, ți se pare că este și un mesaj către China? Da și nu. Subtil, desigur, nu... Da și nu. Mai ales că i s-a adresat solicitarea explicită, Stoltenberg a adresat, să nu susțină efortul economic și militar, efortul de război al Rusiei. Da. Da? Da. Deci a fost menționată. China e o întreagă poveste. Putem pleca de la premisa că domnul Xi Jinping știa că domnul Putin o să invadeze Ucraina? Evident că da. Evident, știa, i-a cerut să amâne până după... A amânat, uite, acum, să neacă tancurile rusești în rasputista ucraineană, ok? Deci, domnul China știa ce urmează să se întâmple. Ok, ce planul și-a făcut el pe mai departe? Cum o să arate lumea după ce domnul Putin o să invadeze Ucraina? Dar oare și-a imaginat domnul China, cum spui tu? Așa. Și-a imaginat președintele Chinei că socotelul lui Putin pot să fie atât de fundamental greșite? În mod evident, nu. Adică și-a putut imagina o asemenea prostie monumentală? Nu cred. Probabil... Mai ales China cu judecata ei pe termen lung, sofisticată. Și wow, mai degrabă soft power decât hard power. Evident. Ok. Deci, ce s-a întâmplat acolo și de ce China a rămas într-un fel de limbo, așa, ce facem noi acum chinezii cu rușii? Mai facem afaceri cu ei, dar le dăm și armament sau nu le dăm și armament? Sunt niște semnale amestecate. Absolut. Pentru că după aceea s-a mai întâmplat ceva foarte important și absolut de nimeni anticipat. Reacția foarte puternică a opiniei publice mondiale la atacul îngrozitor al Rusiei asupra Ucrainei. De fapt, aceasta, reacția oamenilor de peste tot, din America Latină până în Australia și până în România, da? Și până în Germania și până în Statele Unite, această reacție este, de fapt, motorul mișcării sau
liantul liderilor politici. Au fost forțați să o facă, sigur, evident, că, dar nu mai puteau da înapoi. Publică. Tot reacția asta a opiniei publice este cea care a împins companiile occidentale să zică pas, Ruția, plecăm de acolo, la revedere. Cu pierderile de rigoare. Pentru că altfel o să pierdem acasă piețe mai importante decât Rusia, da? Piețe occidentale. China a văzut asta. China a văzut. Sigur. Și ea joacă la o limită. La limita dincolo de care China poate să pățească ce pățește Rusia. O plecare a investițiilor din China. De asta te-am întrebat. O restringere a produselor chinezești. Sunt convins că ei își fac, urmăresc cu mare atenție aceste lucruri și toate declarațiile pe care le dau, chiar dacă la un moment dat par așa mai agresive, cum a fost după întâlnirea lui Joe Biden cu Xi Jinping, mă rog, a fost o declarație dată de ministrul adjunct de externe al Chinei, care părea așa mai, o retorică mai agresivă. De fapt, China se abține să facă orice în această perioadă. Se abține cât poate ea de mult ca să vadă încotro merge sfârșitul acestui conflict. Răbdarea de chinez bătrân este o vorbă pe care n-am inventat-o eu. China știe să aibă răbdare. Întoarcerea lui Lavrov din drum, cu o zi înainte de drumul către China, cu o zi înainte de întâlnirea dintre Joe Biden și Xi Jinping, are vreo relevanță? Poate avea. Mă bași pe un teren speculativ. Răspunsul e că nu știu. Te întrebam cum ai văzut-o. Eu am înțeles că nu l-au primit chinezii, nu? Asta am vrut cu toții să înțelegem. Dar, încă o dată, când sunt evenimente atât de dramatice, suntem cu toții tentați să sperăm la mai bine și să interpretăm evenimentele într-un mod în care am vrea noi să fie. Deocamdată China nu trimite armament Rusiei. E mare lucru. Să le trimită brații de mâncare, că am auzit că-s bune rău. Noi unde suntem în povestea asta? Noi România. Noi suntem în povestea de acum, cu războiul din Ucraina, nu știu unde suntem. Mi-e frică să speculez pe această temă. Economic, hai să o luăm așa. Militar ca militar, din punct de vedere, din punct de vedere militar, sentimentul meu este că România n-are cum să nu joace un rol important, având în vedere poziția ei. Asta e indubitabil și imensă cu Ucraina. Deci nu mă pune să speculez că nu e... Nu militar, te întreb economic. Așa. Din punct de vedere militar, dar pe termen mai lung, cred că poziția României este una extrem de importantă, pentru că România și Polonia sunt cei doi piloni ai flancului, de aici și cât va exista NATO și cât va exista o Rusie agresivă. În altă ordine de idei, sau privind lucrurile dinspre 2030 spre 2022, România, în 2030... ar trebui să fie o putere economică suficient de mare cât să susțină, în primul rând, un flanc estic puternic, că nu e puțin să ții niște, chiar dacă ea plătesc acolo. Dar mai ai nevoie și de o economie care, știi, să nu se prăbușească. Vulnerabilitatea economică e mare lucru, da? Ei. Ok? Bun. Deci, am speranțe că, în primul rând, din acest punct de vedere al filozofiei militare, de securitate militară, România e setată, trebuie, dacă o vrea și ea, dacă o vrea și politicienii români, ca peste nu foarte mulți ani de zile, să fie un pol de stabilitate economică, ca să poată să fie și un pol de stabilitate militară în această zonă. Că trebuie, e clar, eu te întreb dacă poate. Poate dacă pot cei noștri să nu mai schimbe toată ziua planurile, cum fac cu autostrăzile. Eu cred că vor veni investiții în România, inclusiv în industria militară, dar nu numai acolo. Nu numai acolo. Poate să zică cineva în momentul de față că investițiile în gazele din Marea Neagră nu erau strategice, de care ne bate în joc de 10 ani și mai bine, de care și-a bătut Dragnea joc și așa mai departe? Cum ar însemna acum ca România să preia și să exporte, să dea gaze europenilor care sunt într-o criză? Iată, deci trebuie să vedem un rol important pe care țara noastră va trebui să-l joace. Și dacă vrea, mai ales dacă vrea, ok? Bine ar fi să vrea în continuare, să avem și stabilitate politică, să nu ne trezim cu tot felul de nebuni putiniști la guvernare în România sau chiar... cum e Orban ăsta din Ungaria. Nu e bine cum e. Deci noi trebuie să stăm departe de zona asta extremă. E foarte important pentru viitorul copiilor noștri și pentru viitorul dezvoltării economice al țării noastre, pentru că țara noastră în momentul de față, avea Vlad Petreanu o vorbă, când făceam emisiuni împreună, zicea, băi, e ca pe vremea războiului rece, numai că de data asta noi suntem de partea cu Coca-Cola.
E foarte importantă baricada, linia asta de demarcație, dacă stai să te gândești. Și de-aia cred că ea va fi consolidată din toate punctele de vedere, și politic, și economic, și militar. Spuneai că e foarte important să fim într-o zonă safe de stabilitate politică. Un recent sondaj de opinie, îmi pare rău că îți mai tai din optimism, un recent sondaj de opinie spunea că 41% dintre români întrebați în cine au în acest moment încredere că poate face față situației, 41% dintre români, la 100 dintre români au spus în nimeni. Păi, da. Asta arată... este o cerere politică, pentru că nu există ofertă. Da. E, să vedem cine va aduce această ofertă, apropo de ce spuneai, zona extremistă de... Da, nu vreau să mai comentez pe zona asta politică de niciun fel, că s-a dovedit că nu-s prea înțelept în partea asta. Eu îți spun în felul următor, că oamenii au tendința să caute eroi. Și uite, de exemplu, l-au găsit pe Zelinski, da? Care înainte era și el un președinte ca oricare alt, fost actor, putea fi un președinte bun, un președinte, dar e situație extraordinară și deciziile lui l-au făcut un erou. Și în același timp, oamenii sunt tentați să caute un vinovat. În momentul în care te duci către aceste două extreme, ori erou, ori vinovat, dracu gol, s-ar putea să nu găsești niciodată, într-o generație sau două sau trei generații, niște lideri care trebuie să fie doar decenți și să facă niște lucruri doar decente, nu să fie eroi. Și cât de cât coerente, da, mă gândesc, nu-i așa? Măi, Siguran, îți mulțumesc foarte mult pentru această emisiune la Europa FM. Sper că s-au bucurat și ascultătorii noștri de ei. Eu, în mod cert, m-am bucurat de ea. Mulțumesc că m-ai invitat. A fost o plăcere reală și promit să recidivez. Sper să accepți în continuare invitațiile pe care ți le voi adresa. Dragi prieteni, Piața Victoriei din această seară se încheie aici. Așteptăm în continuare decizii importante. Vom vedea ce, ce se va mai întâmpla în continuare la Bruxelles. Deocamdată însă rămâneți în clubul de seară cu Alina și, evident, cu știrile Europa FM. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.